La 15 ani, Dumnezeu mi-a dat un vis: să slujesc copiilor din Uganda. Datorită bunicii și mătușii mele, am frecventat biserica duminică de duminică. De mică m-am regăsit în activitățile bisericii, îmi plăcea să merg la grupele de copii și să laud pe Dumnezeu împreună cu tinerii. Sunt mulțumitoare părinților mei, chiar dacă ei nu sunt încântoși la Dumnezeu, pentru că nu m-au împiedicat să slujesc, dimpotrivă, m-au susținut. Într-o duminică, printr-un clip prezentat în biserică despre lucrarea misionară din Uganda, Dumnezeu a sădit în mine dorința de a face ceva mai mult pentru El. Într-un fel, acel moment a fost vital în înțelegerea planului Lui cu privire la viața mea. De atunci, până în prezent, a fost un vis care a rămas în inima mea. În următorul an, am experimentat botezul cu Duhul Sfânt, în urma unei încercări prin care Domnul a îngăduit să trec, și anume, două operații în același timp. Medicii spunând că dacă mai întârziam, era pentru totdeauna. Toate încercările grele care au urmat nu au făcut decât să întărească credincioșia mea față de Dumnezeu. Momentul decisiv de a urma cursurile la școala de misiune din Constanța a venit în urma unei tabere destinată copiilor în care eram implicată ca și lider. La finalul taberei îi spuneam unei misionare APM de dorința mea de a ajunge în Africa și mai exact în Uganda. Atunci am aflat de o școală care pregătește oameni pentru misiunea transculturală și am știut că trebuie să merg acolo. Cursurile CRST m-au învățat ce înseamnă trăirea prin credință. Acolo am cunoscut și alți misionari care m-au inspirat și încurajat să continui și să împlinesc misiunea lui Dumnezeu. În anul 2, familia Bucur m-a primit pentru practica de 2 luni, ei fiind misionari în Uganda de peste 8 ani. A fost o experiență minunată, plină de încercări, provocări și minuni din partea lui Dumnezeu. Prima oară când am pășit pe pământul african, m-am simțit acasă. Am simțit o plinire pe care nu o pot descrie în cuvinte. Am slujit împreună cu Dana și copiii ei, alături de un grup de tineri africani. Eram implicată în mai multe lucrări, în lucrarea cu copiii din 2 sate, vizite în familii, cărora le duceam mâncare, cântam, ne rugam și vesteam cuvântul lui Dumnezeu. Vizitam bolnavi, legam relații cu cei din comunitate. Dar una dintre nevoile cele mai mari este cea a cuvântului lui Dumnezeu. Am absolvit cursurile CRST, am primit acreditarea și în prezent sunt aici. Iubesc oamenii, iubesc copiii, îmi place să slujesc copiilor de aici, îmi place să-i vizitez, să ascult povestea lor de viață. Aici mă simt acasă. Tabita a răspuns afirmativ chemării lui Dumnezeu, aceea de a fi o mărturie a dragostei lui până la marginile pământului. După o echipare intensivă de 2 ani la Centrul Român de Studii Transculturale de la Agigea, acum este pregătită să plece în țara pe care Tatăl Ceresc i-a așezat-o pe inimă. Și tu poți să mergi împreună cu ea în misiunea lui Dumnezeu. În ce mod? Prin rugăciunile tale, alegând să fii un mijlocitor pentru ea sau, de ce nu, cu finanțele tale, alegând chiar astăzi să contribui la întregirea bugetului de care Tabita are nevoie. Alege chiar acum să fii și tu o binecuvântare.